Sunt fericită că pot să-mi expun lucrările în această galerie. Galeria Sabiron a luat premiul întâi în lume pentru cea mai elegantă galerie de bijuterii. Bijuteriile care se vând aici sunt făcute de români. Eu plec de la tradiție, pentru că Brâncuș spunea: dacă tradiția dispare, poporul moare, își pierde identitatea. Iar Sainsbury spunea așa, că tradiția fără modernitate e o fundătură, modernitatea fără tradiție este o totală și inconfundabilă nebunie. Am avut marea șansă să mă nas la Stoinește Argeș, un sat din Mușcel, minunat, unde am crescut împreună cu tradiția. De fapt, tradiția a intrat în mine și a crescut odată cu mine. Când eram mică, ferestrele se abureau, pentru că tăpșanul de la casă era la de un metru, și eu desenam cu degetul îngeri. Dumnezeu este lumină, așa cum se spune în crez, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat. Și nu întâmplător, în compozițiile mele, la spații transparente, în spate pun o oglindă care să reflecte lumina divină. Transparențele. De ce? Pentru că noi putem intra cu gândul în spațiul acela și putem privi în exterior și invers. De exemplu, la Îngerul Pământului, jos am pus pietre, în spate am pus o bucățică de maramă. N-am mai desenat fața, ci la o distanță mică am pus o oglindă, pentru că noi suntem Îngerii Pământului și ne putem reflecta.